Domnule, zice Domnul, puneți întrebarea, Dio este Domnul, dacă stai așa să spun că mă coști. Dacă inima ta este plină de pașie, de bucurie a mântuirii care ți-am dat un dar, zice Domnul Sfânt. Și ești tu gata să mă aștept în întâmplare? Che la precorto seghet in meneghelt, aleluia! E o vreme să-ți pui o întrebare, poporule! Căci veștile circulă în stânga și în dreapta, în sus și în jos, și pretutindeni! Și iată un duh de frică a cuprins pe mulți, zice și el prea înalt. Dar copiii mei care cred în mine, zice Domnul, iată, în inima lor trebuie să înțeleagă, să cunoască și să știe că cuvântul meu are putere. Aleluia. Și am spus că eu îi voi ocruti, îi voi părzi. Aleluia. Și să se ridice în picioare, să stea gata, înciși încălțați cu tot, pe armătura, zice Duhul Sfânt. Nu lăsa ca vrăjmașul de la omenegel, ca prin veștile care circulă să pui frică în inima ta, poporule, și să nu stai la locul la care te-am așezat și să nu te ridici în capul oaselor să înțelegi că încă este vreme de luptă, Dio este Domnul. Luptă-te, vicol omenegel, ca să rămâi la locul la care te-am așezat, oricare ești în sala aceasta, locul acesta. Pentru că și nu începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor va avea o răsplată pentru cel ce va rămâne. De aceea cere putere și nu te teme, zice Dumnezeu. De inima ta a fost cuprinsă de frică, fă-ți o cercetare, zice Duhul Sfânt, și vezi lucrurile care nu sunt plăcute mie. De aceea și vrăjmașul are putere să-ți aducă frică în inimă, poporule. Fii înțelept, dar dacă ochii tăi au văzut lumina mea, au văzut mântuirea mea și inima ta m-au cunoscut de atâtea ori când am cercetat, Dio este Domnul, nu ai de ce te teme, zice Domnul. Nu sunt departe și sunt aproape. Sunt chiar când cel ce mă caută, chiar mântuind. Spun, iată-mă, poporul meu crede că în sala așa vreau să-ți faci bine. Așa vorbește Domnul pentru Duhul Sfânt.